Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, însă Scorpion. O să fac pentru că am făcut balanță, fac Scorpion, apoi Fecioară. Merg în paralel pe cele două jumătăți de zodiac, Scorpion, Fecioară, pe urmă Săgetător, Leu și tot așa, înțelegeți. Mă desfășor în paralel, între cele două secțiuni ale zodiacului. Și apoi voi continua cu ce am început. Bine, în funcție și de sănătatea mea și de programul meu. Mesajul care a venit, dragii mei, Scorpion, este și a venit de două ori. Inițial a mai venit în timp ce am mai stecat cărțile și apoi când a cerut iar a revenit. Înseamnă că este foarte puternic pentru unii dintre voi. Dragostea este peste tot în jurul vostru, al nostru, da? Aveți numărul 16. Poate pe 16 octombrie să fie ceva, un eveniment sau ceva, să descoperiți că în jurul vostru tocmai v-ați întâlnit dragostea vieții voastre. Rămâne de văzut. Sau întâlniți oameni care vă ajută, da? Interesant, oameni care vă ajută, că asta e tot o manifestare a dragostei, ajutorul, și asta vă întărește credința. Sau, tocmai pentru că ați avut credință, și că aveți și vă păstrați credința, întâlniți oameni care, într-un fel sau altul, manifestă această dragoste. Evident că nu trebuie să fie romanțată povestea. Știu că majoritatea așteaptă vești despre iubitul, iubita, dar în viață relaționăm cu mai multe tipuri de oameni și mai multe tipuri de relații. Așa că analizați mesajul și primiți-l și simțiți-l. Cum? Vedeți cum rezonează în sufletul vostru. Ideea este că trebuie să vă mișcați, trebuie să fiți în mișcare ca să vedeți ce este în jurul vostru sau eventual interesant mesajul. Trebuie să vă ridicați undeva deasupra ca să aveți o perspectivă asupra peisajului sau pur și simplu dragostea este în jurul vostru. Oricum este un adevăr de care probabil unii dintre voi ați uitat. Unii dintre voi poate ar trebui să dansați un pic, să dansați, să vă bucurați de viață pur și simplu, da? Știu că toți avem probleme, toți pierdem oameni dragi, toți avem și probleme de sănătate și diferite, diferite alte probleme. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne bucurăm de noi. Dragostea este în jurul nostru, se poate manifesta și prin bucuria de natură sau eu știu ce. Animăluțe de companie, muzică, artă, orice. Bine, muzica e artă, evident, da? Sunt multe lucruri în jurul nostru, trebuie doar să ne aducem aminte de ele, să vă aduceți aminte. Aveți încredere, aveți, nu încredere, aveți credință? Oh, ce frumos! Union of Hearts. Am zis eu, poate mergeți pe stradă și în spatele vostru, în jurul vostru este marea dragoste, vă urmărește și vă acostează. Da, Union of Hearts, Uniunea Inimilor, ce frumos, 28, 2 cu 8 înseamnă 10, un nou început. Probabil că ați avut credință, unii urmează să vă manifestați credința ca să întâlniți sufletul geamăn, sufletul pereche, acela dharmic, nu cel karmic. Frumos, frumos, interesant. Unde s-a oprit? La 3 de monede, dar munciți, munciți ca să aveți creștere. Ce frumos! Și dacă munciți, chiar veți avea parte de abundență. Dar abundența nu înseamnă doar cont în bancă, am mai spus-o de-a lungul timpului. Abundența înseamnă frumusețe, conștiință de voi, de talentele voastre, de calitățile cu care ați fost înzestrați, unele calități pe care poate nu le-ați explorat și trebuie să le explorați în această perioadă. Interesant că a apărut Venus. Suntem în zodia Balanței, apare Venus. Trebuie să se manifeste într-un fel, Venus. Unii dintre voi aveți o ofertă financiară, să zicem, care vă poate aduce o creștere în zona aceasta. Dar mare atenție că există cineva invidios în preajmă. Există un personaj care încearcă să vă atragă atenția într-un mod negativ. Dar trecând peste asta,
Voi lăsați oricum, că știți, că intuiți, că sunteți Marea Preoteasă, Peștrac, Scorpion, intuiți oamenii răutăcioși, voi deja ați trecut prin prea multe, ca adevărat Scorpion ce sunteți, Lună, Soare, Venus, Ascendent, nu contează, ați trecut prin prea multe. Am zis, cineva vrea să vă facă o ofertă de bani, da, asul de monede, sau un cadouț, sau pur și simplu ceva, un telefon, un mesaj, o invitație. Ce frumos! Și primiți-o, primiți-o pentru că asta vă echilibrează într-un fel energiile. Ia uite, regina de cupe puteți să fiți voi sau altcineva care are multe sentimente și emoții pentru voi. Și vă poate echilibra într-un fel sau altul. Pentru unii posibil să fie persoana cu marcaj, zic marcaj, nu obligatoriu, da? Să fie semn de pământ, marcaj. Așa, despre persoana invidioasă, probabil că persoana invidioasă este din zona persoanei care vă face oferta sau poate să fie la locul de muncă, în această colaborare, că aici trei de monede înseamnă și colaborare, no matter, nu contează, voi sunteți puternici. Voi sunteți puternici și puteți să creșteți. Alegeți să creșteți înspre varianta voastră cea mai bună, că vorbim de Venus, vorbim de dragoste, da? De frumusețe. Scorpion. Soare, Lună, Venus, Ascendent. Nodul Nord în Scorpion. Octombrie 2020. Am ajuns și octombrie. Ok, ok. Central. Împăratul. L-am mai văzut și mai devreme. Ce nu blochează, ce provoacă. În trecut, puterea. Vreau să le așez la pe toate și apoi să comentez ca să câștigăm un pic de timp și să nu mă las influențată de prea multe. Uite, apare și moartea scorpionul, da? Că vorbim de scorpion turnul. Ho, ho, ho! Regele de spade, am zis eu că cineva vă urmărește. 9 de spade. Ați depășit grijile. Încă mai e ceva. 7 de cupe și, da, frumos, frumos. Cineva se luptă pentru voi. Oh, da. Lăsați concurența și invidia. Frumos, frumos, frumos. Ok, voi vorbi atunci când va fi cazul. Voi vorbi când va fi cazul. Deci, central, aveți împăratul. Sunteți puternici. Este Pluto, martele vostru. Vorbim de Scorpion, da? De zodia Scorpionului. Să nu ne lăsăm deruptați cumva. Da, evident că poate să fie și un bărbat, că împăratul în general e bărbat. Ar fi trist să fie o femeie împărat. Adică o femeie care își manifestă varianta sa masculină. Asta nu că nu ar trebui să o manifestăm, dar dacă apare ca și figură masculină, înseamnă că o manifestă în exces și nu este normal ca o femeie să manifeste în exces energia masculină. Deci, central, un bărbat puternic. Un bărbat puternic poate să fie soțul unora dintre voi, poate să fie tatăl, poate să fie un profesor, poate să fie un șef la locul de muncă, sau pur și simplu o personalitate care vă inspiră. Cu fi cineva marcat de zodia berbecului sau a taurului, marcat, nu neapărat acolo, în acea zonă, poate să aibă ascendent, poate să aibă Marte, mai ales dacă e bărbat, da? Și să se manifeste ca atare. Trecând peste această posibilitate, eu v-am dat-o, o luați, primiți-o, da? Îmi place să văd în acest împărat faptul că voi vă găsiți stabilitatea în centru vostru. Și e drăguț, mai ales dacă vă învârtiți. Cine știe să se învârte, așa cum trebuie și așa cum fac și eu, ca dervișii rotitori, știe că trebuie să se centreze. Vă centrați, vă centrați și vă echilibrați în zona voastră, în zona inimii. Vă stabilizați sentimentele, în primul rând, față de voi. În primul rând, față de voi. Însă, dragii mei, să nu rămâneți prea fixați pe o anumită direcție, pentru că împăratul poate să fie o energie foarte încăpățânată și provocarea este, dragii mei, este judecată. Interesant este că în prezent aveți moartea, aveți transformarea, sunteți voi, vă pregătiți, se termină balanța, am văzut împărăteasa, da, și ne apropiem încet încet spre sfârșitul lunii de zodia Scorpionului. Probabil că
Și Mercur în această perioadă este, da, probabil, sigur, este în Scorpion, da? Este nevoie de o transformare. Că este vorba de o transformare în relație cu acest personaj. Și transformarea poate să însemne foarte multe. Dacă este un personaj care vă controlează, care își impune într-un fel de cam greu, dar se mai întâmplă. Depinde și de pozițiile voastre astrologice. Își impune într-un fel sau altul forța, cuvântul, autoritatea în fața voastră a scorpionilor. Provocarea este să renașteți, deci să moară situația veche și asta este confirmată și de lume, un început și un sfârșit de capitol și un început de alt capitol, da? Deci este vorba de transformare, pe scurt. Cuvinte care devin din ce în ce, care vin din ce în ce mai des sau apar din ce în ce mai des în etalările care au fost făcute în ultima vreme, pentru că se sfârșește 2020, ne pregătim de 2021 și da, și vine și un an și mai greu pe care va trebui să-l întâmpinăm cu forță, cu echilibru, cu putere. Nu zice nimeni să nu rămâneți așa, dar probabil că această transformare constă în a adăuga ceva la calitățile pe care împăratul le poate avea. Ca și energie, da? Repet, în trecut aveți puterea. În trecut a stat lângă cineva foarte puternic, cum am zis mai devreme, pentru că e un cuplu puternic. Acum, doamna are. De fapt, doamna, personajul care manifestă energia feminină este evident mai blând, mai spiritual, are potențial de creștere mult mai mare decât celălalt care este ancorat în materialitate, în instincte, în nevoi materiale, cum poate să fie împăratul. Dacă ați stat în preajma acestui personaj, pentru că este o energie a trecutului îndepărtat, ca și cuplu, cuplu de forță. Nu zice nimeni că nu sunteți puternici și încăpățânați, mai ales dacă ați fost scorpion cu leu, scorpion cu berbec, da? Poate chiar și cu fecioară, da? Nu zice nimeni că nu sunteți puternici, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să transformați ceva. Este confirmat, repet, de cel puțin trei baie aute și cu turnul de patru cărți. Nevoia de transformare, de restructurare, restructurare. În trecutul apropiat, iar un alt fel de împărățel, să zicem, varianta mai mică. Alt bărbat pe tronul său, închistat, tot numărul 4, tot numărul 4. Probabil că cineva este într-o zodie fixă, nu neapărat aur, poate să fie și vărsător, poate să fie și leu. Ce mai este? Am uitat ceva. Ah, și voi sunteți scorpioni. Da. Sunteți încăpățânați oricum amândoi. Ideea este că pentru mine patru de monede înseamnă șabloane relaționale, frici, frica de a se extinde. Împăratul totuși își dorește să se extindă. Dacă până acum a stat în frica aceasta, vreți să vă extindeți. Nu vreți să fiți doar un împărățel, vrea să fiți un adevărat împărat. E un joc de cuvinte, dar voi îl înțelegeți. Că știu că am ascultători foarte isteți. Și atunci apare nevoia de transformare, da? De nou, de renaștere. Provocarea este să vă ascultați, dragii mei, intuiția, judecata, să judecați bine ce este nevoie, că e ușor să dărâme o construcție, este foarte ușor, e Uranus. Uranus bubuie. Dacă este atins într-un anume fel, imediat izbucnește Uranus. Cine are Uranus în Scorpion, probabil că știe mai bine decât în alte poziții, da? Este ușor să dărâmăm. Mai greu este să construim. Mai ales că vorbim de Saturn, varianta superioară a lui Saturn. Și apare Saturn în Scorpion, poate că aveți Saturn în Scorpion unii. Apare Saturn în Vărsător, da? În curând, restructurare într-o anumită casă a voastră, într-o anumită zonă. Deci ascultați-vă intuiția îngerii, mai ales cei care ați lucrat la dezvoltarea voastră personală și spirituală. V-ați temperat ego-ul. Dacă cineva încerca să vă controleze ego-ul sau puterile, pentru că leul e o forță, într-adevăr, nevoia de a supraviețui, de a, da, sunt multe calități în acest animalus care urlă. Uneori trebuie să mai și urlăm.
Nu poți să fii tot timpul docil. Asta nu înseamnă musai, că dacă ești docil și dai din gură, și un mesaj foarte important pentru mulți. Pentru că nu înțelegeți, pentru că biserica, tradiția ne-a învățat de mult, adesea, avem câteva, adesea, da, zic, știu de ce zic adesea. Adesea ne-a transmis învățături greșite. Nu. Spiritualitatea nu înseamnă să tași din gură și să fii docil și să fii umil. Să fii modestie una, să fii umilie alta. Din acest motiv, probabil că trebuie să vă ascultați și fiara interioară, și îngerii, și mai multe, să ascultați vocile din voi și să vedeți în ce direcție vă doriți să renașteți. Ce vreți să moară dintr-o anumită zonă în viața voastră, în relațiile cu acest personaj eventual sau cu alte personaje din viața voastră. În viitorul îndepărtat apare asul de cupe, care pentru mine, repet, de câte ori pot. Nu înseamnă musai o nouă dragoste, deși este foarte posibil să fie, da? Union of Hearts. Este foarte posibil. Dar mai presus de toate, ca să aveți parte, dragii mei, de uniunea aceasta a inimilor, toți, orice zodie ați fi, trebuie să vă vindecați, adică trebuie să ne vindecăm. Mă includ și pe mine, da? Să ne vindecăm, să ne iubim pe noi, dar la modul autentic, sincer. Nu, vai, dar ce frumoase sunt. Și să ne spunem așa, fără sens, niște cuvinte. Trebuie să le înțelegem, da, de ce sunt frumoasă. Chiar dacă am încărunțit, dar de ce sunt încă frumoasă, chiar dacă am ciarcăne sau niște riduri. De ce? Pentru că, cu tare și cu tare și cu tare, acelea sunt mai puternice decât niște riduri, niște ciarcăne și eu știu ce altceva. Viitorul apropiat, această încheiere, moare, moarte, transformare, probabil 13, uite, 12, interesant, 12, 13 și 16 sunt niște numere. Dacă nu mă înșel, aici este tot 16, da? Confirmat. Ceva trăsne se întâmplă în viața voastră. Sfatul este să dărâmați, da? Evident, să dărâmați. Să lăsați să moară o anumită zonă, nu musai etajul, poate este egoul cuiva, că tot avem aici leu, e coroana. Coroana cuiva trebuie să pice. I avem și aici o coroană. Coroana cuiva, cineva poate este prea înfumurat, da, și trebuie să se restructureze un pic, să-și revizioneze, da, perspectiva asupra lumii și asupra celor din jur. Deci, acesta este sfatul, turnul. Lăsați-vă transformați. Lăsați-vă treziți pentru că e un trăsnet. Trăsnetul aduce lumină, da? În întuneric, în plină noapte și de obicei trăsnetul vine cu ploi, da? Cu stări emoționale, curățări emoționale. Exterior, cine vă influențează? Regele de spade, am zis posibil pentru unii vărsători, dar nu e obligatoriu, poate să fie orice altă zodie. Tot figură masculină pare se că, da? Al treilea bărbățel de pe aici. Așa, ideea este că această energie e destul de rece. Evident că este extrem de inteligent, face niște planuri. Mai ceva ca politicienii. Pentru unii, poate să fie și. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Pentru că aveți aici, în poziția fricilor, 9 de spade. Pe cineva care stă, își face griji și stă la pătuți, aveți totuși o moarte. Moarte înseamnă, iar, transformare, da, renaștere. Și asul de cupe înseamnă vindecare. Pentru unii poate să fie acesta și un doctor. Acum, că e o cunoștință de-a voastră, că voi trebuie să mergeți să faceți un tratament, unii dintre voi, poate să varieze. Acum, trecem la altceva. Am zis că nu e obligatoriu să fie doctor, poate să fie o figură militară, cu împăratul și regele de spade, o figură autoritată, are, scuzați-mă, autoritară, director, eu știu ce, cineva care e obișnuit să-și controleze emoțiile și nu doar să-și le controleze, să le lase undeva în spate, să le desconsidere, mai bine zis, să le desconsidere. Pentru că le consideră probabil slăbiciuni. Asta e. Acesta este personajul care probabil așa simt că ar putea să fie chiar împăratul, că nu poate să apară de două ori, da? A apărut deja aici, în trecut.
Acum, evident că pot să fie multe scenarii. Dacă voi deja ați învățat cărțile, puteți să vedeți. Acesta poate să fie un alt personaj, ăsta alt personaj, un semn de pământ, un semn de aer, un semn de foc, da? Puteți să le vedeți, cei care le știți. Nu, chiar nu pot să vi le spun pe toate, că n-am timp. Dar voi le vedeți. Am zis că în poziția, deci acest personaj vă influențează mental, nu vorbiți. Nu știu de ce. Poate că până acum nu ați vorbit și acest turn va rupe tăcerea. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Dacă mai confirmă și alte cărți. Însă, poate pur și simplu, dacă a fost tăcere, vă separați în final cu turnul și cu moartea și așa, vă separați de aceste tăceri. Pentru că această tăcere v-a adus multe griji, v-a pus la pat, pentru că v-ați consumat emoțional, vă aveți nevoie de un anumit stil de comunicare ca și scorpioni. Și simțiți când cineva încearcă să vă controleze. Și dacă uneori mai lăsați de la voi, mai lăsați, dar până când și cât? În poziția dorințelor aveți 7 de cupe. Aveți opțiuni. Aveți ce să faceți în cazul în care, o, ce frumos mesaj, în cazul în care vă separați de cineva, separare, după o tăcere, regele de spade nu prea vorbește, pentru că vrea să mențină controlul, dacă se întâmplă aceasta, pentru că este dacă, la unii se poate întâmpla, acum la alții s-a întâmplat, la alții se întâmplă mai încolo, sau pentru că apare judecata, cineva își dorește împăcare. Există și varianta asta cu asul de cupe. Variază în funcție de sinastria voastră, de aia zic dacă. Cine comentează de ce zic dacă, ar fi bine să își țină cuvintele, pentru că mesajele acestea sunt colective, dar se vor manifesta în funcție și de sinastria voastră. În poziția dorințelor, 7 de cupe, repet, aveți opțiuni. Aveți opțiuni, dar dintre toate, să zic, nevoia de sex. Ah, toți avem nevoile astea, nu? Nevoia de bani, de casă. Eh? Casă sau turn care se dărâmă. Construcție. Nevoia de a fi frumoși. Nevoia de a avea victorii, de a vă lăsa duși de tentații, de a vindeca, de a vă ocupa de creșterea voastră spirituală sau de a străluci în public. Dintre toate câte sunt, trebuie să vă hotărâți, să alegeți ceva. Poate că unii dintre voi visați, înseamnă și fantezii, visați la o nouă dragoste, că apare Union of Hearts, dar aveți credință. Aveți credință că dragostea e în jurul vostru, chiar dacă vă separați de cine o fi fost, cine o fi, da? Aveți credință. Considerați, probabil că considerați fundația pusă. Interesant mesaj. Unii, într-un fel sau altul, ați pus fundația la această uniune. Eu dau mesajul, dar se poate manifesta această fundație în multe feluri. Pur și simplu în câteva discuții la un moment dat, chiar dacă a fost tăcere între voi în ultima vreme. Acele câteva discuții pot să fie fundația. Fundația poate să însemne și vindecarea voastră și a sufletului geamăn în paralel, pentru că am mai zis, în momentul în care voi vă vindecați, încep și ei să se vindece. Fundația poate să însemne foarte mult, dragii mei, și gândiți și voi, eu vă dau mesajele. Și eu zic că am ascultători inteligenți care își pot completa mesajele cum se cuvine. 7 de cupe. Fantezii, opțiuni. Și în primul rând, să revin unde vroiam de fapt să ajung. În cazul în care ceva se dărâmă, dragii mei, aveți opțiuni cum să restructurați. Adică, vorbesc acum și din perspectiva artistului. Mi s-a stricat ceva în lucrare, da? A picat o pată de culoare exact unde nu vroiam, da? Pe fața cuiva. Păi ce fac? Anulez toată lucrarea? Nu. Eu așa fac și cu copiii la pregătire. Nu. Aia nu poate fi. Aia poate fi aruncată, mai ales dacă ai pus suflet și ai lucrat la ea. Nu. Da, te super la un moment dat. Zic, tocmai acum s-a întâmplat când era aproape gata, da? Vă dau un exemplu. Ei, aceea este provocare. Că asta înseamnă Uranus, provocare, provocare la restructurare. Acel portret poate să devină o lucrare și mai interesantă, chiar dacă acolo e o pată, exact pe ochiul respectiv, poate transform personajul într-un, cum îi zice, într-un clov. Noi faci un body painting pe față, îl transform într-un, băi, de ce îmi scapă cuvântul? Pirat, îi dai alte posibilități de exprimare acelei lucrări, da? La fel și la casă, în design interior. Ceva trebuie să dărâmați, un zid ca să faceți o arcadă.
Poate chiar unii vă reconstruiți, vă intrați pe design, unii. Că văd aici și patru, casa a patra, vă semn de pământ, posibil. Dacă aveți și ascendent în leu pentru unii dintre voi, soarele în balanță care pică acum în casa a patra să vă aducă nevoia de restructurare în casă, da? Și atunci, vă gândiți design-ul, da? Și asta înseamnă opțiuni. V-am dat exemple, da? Închegați-vă voi scenariul final. În final, ce se va întâmpla până la sfârșitul perioadei, care o fi aceasta, sfârșitul lunii, jumătatea lunii, până în noiembrie, rămâne de văzut. 5 de băte. Vor fi discuții. În momentul în care abordați această sau vă hotărâți să transformați, să îmbrățișați această restructurare, transformare, renaștere. Cineva se luptă pentru voi. Poate că în acest moment de transformare vor mai comenta vecinii, părinții, prietenii, colegii, dar who cares? Who cares? Pentru că lumea e lume. Lumea e lume. Lăsați-i să vorbească. Ideea este că trebuie să începeți un nou capitol. Asta înseamnă pentru mine lumea. Asta înseamnă pentru mine lumea, varianta superioară a lui Saturn, vă învățați lecțiile și lecția cea mai importantă este să aveți credință, să simțiți că în orice situație, cât de zdruncinat ar fi, dragostea este oricând în jurul vostru și apare, apare. Lăsați-i să dărâme vechiul ca să apară noul, da, cu noi potențiale. 7 de cupe, asul de cupe, da? După lume iaute, nebunul, zero, o luați de la zero, într-o direcție. Repet, poate să fie mai în glumă, mai în serios, dar poate să fie chiar adevărat, poate să fie și într-o zonă care ține de design, de sănătate, evident, de relații karmice și dharmice. Karmice și dharmice. Ce frumos! Da, cineva o să încerce, mai greșesc și eu, o să încerce să vină de la drum să se întâlnească cu voi, un semn de aer, a mai apărut exterior, asta probabil mai prin noiembrie sau cine știe când, să vă facă o ofertă, valetul de cupe, să se întâlnească, ea Union of Hearts, da? Union of Hearts, e aici. Acum, 3 de cupe, știți că poate să însemne și acesta foarte multe. Personajul vine de la drum. De la drum. Și de la drum avem și lumea. Și probabil că a trebuit să înfrunte multe situații ca să ajungă să vă întâlniți. Iar alt mesaj pentru unii dintre voi. Dar cel mai important este ca voi să vă pregătiți. Vă pregătiți pentru că e soarele în casa 12 a celor cu ascendent în Scorpion, da? Vă pregătiți pentru renașterea care va fi în noiembrie, în mod special. La capătul setului de cărți, da. Ah, ce frumos! Ce frumos! Aici sunteți voi, regele de cupe, scorpionii. Bine, poate să fie asem de apă sau cineva cu care aveți sinastrie pe lună, pe Venus, da? Care va atinge o zonă emoțională într-un mod profund în cazul în care nu sunteți voi. Dar, dragii mei, aveți acest suflet geamăn, flacără geamănă, da? Aveți această conexiune, cineva se luptă. Clar se luptă să menține defensiv. Știți că putem lupta în multe feluri. Și atitudinea defensivă e o formă de luptă. E o tactică, altă tactică, da? Între voi și cineva, multă pasiune. Pentru unii poate să fie cu marcaj în semnul leului, da? Că leu poate să fie și împăratul. Multe iluzii și iluzii care, dragii mei, duc la toxicitate. Toxicitatea asta care trebuie vindecată. Posibil să mai fie și un vărsător în preajmă cu cartea aceasta în exterior. Pentru unii, evident, sunt multe posibilități. Mare grijă în cazul în care intrați într-un dezechilibru în această relație, în cazul în care mai trebuie să vă împărțiți viața și cu altcineva, da? Mare grijă. Dragostea asta e intoxicantă pentru unii. Unii simțiți că într-adevăr este destinul vostru și nu contează că intrați voi în triunghiuri,
Quartete și eu știu ce, nu contează. Știți că este destinul vostru și asta e. Hai că am spus destul. Am spus absolut destul. 29 de minute. Hai să mai luăm totuși un mesaj. Pentru scorpionaș. Ia să vedem. Ce ar mai fi? Pentru scorpion, ce ar mai fi de spus? Aveți credință. Este foarte potrivit și cu asul de cupe. Asul de cupe este, dragii mei, împărtășirea. Duceți-vă și împărtășiți-vă. Țineți un post sau din când în când mai țineți post, împărtășiți-vă. E o cupă sacră. Afară, da, de emoțiile acestea copleșitoare pe care le mai aveți. Asul de cupe care dă pe lângă, 10 de cupe și cu diavol. Puh, efectiv, e o obsesie emoțională. A cuiva pentru voi sau a voastră. Dar mare grijă că voi simțiți, intuiți și să nu vă bruieze energiile și stările și să confundați că stările voastre sunt de fapt ale lor. Și invers, stările lor sunt ale voastre. Mesaje pentru scorpionuți, lună, soare, Venus, ascendent și nodul nord, dacă vreți. Pentru aceea, dacă nu rezonează, nu rezonează. Poate să rezoneze la altă planetă pe care o aveți. Hai să vedem ce rezonează. Oh, distant. Maluri îndepărtate. Am zis că cineva e de la distanță. Am văzut 3 de bute și lumea. Cineva e de la distanță. Numărul 18. Interesant. Aveți 12, 13, 16, 18. În perioada aia se întâmplă ceva. E o distanță. Să nu fie, dragii mei, distanță emoțională, dar ea care iubește și loves. Ea iubește. Voi iubiți, dragele de voi. Voi iubiți. Că sunteți bărbați, cineva, o doamnă care iubește profund. Dar, probabil că această doamnă, ia, uitați-vă și aici este tot o doamnă, e la distanță. Ea este strălucitoare în sine, este fermecătoare, este spirituală, seamănă oarecum cu cea de aici, din puterea. Aici deja o vedem dintr-o altă perspectivă, stă în umbră. Stă în umbră în sensul că... Ce simt acum? Așteaptă ca celălalt să se trezească? Așteaptă ca celălalt să o vadă? Să ajungă la ea? Interesant. Deși ea e strălucitoare. Uneori... A, interesant. Știți că există... Ce starea? Există tipologii de oameni foarte complexe. Nu toți suntem doar introverți. Nu toți suntem doar extroverți. Mai ales dacă vrem să fim în echilibru. Uneori suntem extroverți, împărtășim din lumina, din stările noastre, din calitățile noastre. Alteori suntem introverți. Și în momentul în care ne izolăm, pentru a ne restructura, că tot am vorbit de o transformare, de fiecare dată izolarea asta vine cu o creștere, da? Preferăm să stăm în umbră ca să ne vedem, să ne vedem umbra, să ne vedem și defectele, să vedem ce mai trebuie lucrat la noi, la voi, evident, dar mă includ și pe mine la categoria scorpioni. Însă, așteptați pe cineva să vină de la distanță, de peste o apă, de peste un ocean. Sunt curioasă în 3 săptămâni ce ar putea să se întâmple în viața unora. Nu știu de ce simt. 3 de bute care l-am văzut și mai devreme. Văd aici 3 raze. 3 discuri, 3 raze, 3 de bute am văzut mai devreme. Poate 3 înseamnă confirmarea că sunteți protejați de îngeri, că sunteți pe drumul cel bun. Asta e confirmarea la 3. În fine, 1 și cu 8, 9. 9 iar la distanță, ceva la distanță. Cineva vă așteaptă și voi iubiți, voi tânjiți. Așteptați să vină. Și vă protejați. Aceste emoții pe care le aveți față de acest personaj, față de care aveți multe, multe pasiune, dar și vise.
mare grijă să nu faceți o obsesie din chestia asta. Preferabil este să lucrați la creșterea voastră spirituală, să nu vă lăsați prea mult copleșiți de gânduri, de pofte, de pofte, asta e. Cam atât cu scorpionii. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!